Hai, ești live? Suntem live. Suntem live. Nu pe mine, nu pe mine. Bine, pare că iar un pic de... Sigură, în capul răutăților. Deci, am fost contactați de Isubif în legătură cu o căprioară căzută într-un canal undeva în, pe lângă cu pădurea Corbeanca. Împreună cu echipa Arca mergem să încercăm să ajutăm animalul. Nu știm exact cu ce să ne confruntăm, de aceea... Noi fiind echipa Arca. Noi împreună cu noi mergem să... Da, împreună cu echipa Arca mergem să... Na, să capturăm animalul. Da, cam așa arată condițiile. Norocul chiora acestei căprioare a fost ca cineva, adică niște bicicliști au trecut pe aici și au văzut-o într-un canal. Altfel, vă dați seama că n-am nicio șansă în mijlocul pustietății să fie găsită de cineva care să și anunțe ISU să intervină pentru a o scoate de acolo. Și acum să vedem cât de departe e. Ne-au spus pompierii că ar fi vreo 4-5 km de mers pe lângă pădure. Deci am scuze proprietarului terenului deja însemânțat pe care a crescut acest grâu. Dar chiar n-avem încotro pentru că materialele de... Rănită. Așa, domnul doctor Blagiu, dacă sunteți cumva, dacă sunteți cumva în zonă și vă uitați la telefon, vă rog frumos să ne contactați de urgență, că s-ar putea să avem nevoie de ajutorul dumneavoastră din punct de vedere medical, da? Expertiza noastră. Da, exact, pentru că am fost luați ca din oală, nu eram pregătiți neapărat pentru animale sălbatice, avem o trusă de prim ajutor și ceva, să zic, materiale de rescue, de salvare, dar s-ar putea să mai are nevoie și dumneavoastră, așa că domnul doctor Blagiu este solicitat, da? Să ne contacteze de să urgență. Să ne contacteze de urgență. Avem și o pătură. Avem și o pătură. Așa că dacă facem gafe, e momentul ideal să le facem. E momentul ideal să le facem live. Într-o oră se cam întunec, adică trebuie să ne mișcăm repede. Să și vedem ceea ce... Da, întrebarea, ce căutau băieții pe aici? Și ca un biciclist. Bicicliștii, să le dea Dumnezeu sănătate. Iată că sunt buni. We are trying to rescue a deer. Ne întreabă cineva aici ce facem. For our foreigners. Da, trebuie să mai spunem din când. Ok, hai să mai ardem și pe engleză. Hai. Okay, so for our foreign people that are watching us, we are currently going to try this way to rescue a deer that should be in a well or in a canal. Somebody found it there and ask the firefighters to intervene, and the firefighters don't have competence with wild animals, so they ask ARCA team to come, and we will actually go there and try to see the situation, and in case we can help the animal, we will try to help the animal. So this will be our next goal. We don't have anything now. Specifically, we don't know exactly what is going to happen, so it's going to be fun for us. You have it live. No editing. Lume, vede ce frumoasă e țara asta. Da, e chiar frumoasă, ai văzut da. Curcubeul? Da. L-am pozat. 4 km, mâncați aș pun hăuri. 4 km. Pompierii au mers pe jos până la căprioară. A fost mașina, un pic mai greu pentru ei. Mașina lor e și complicat. Aici camionul. Nu se știe peste ce dăm. Și dacă rămân pe aici, am fost moliți. Nu ne felicitați încă.
nici pe departe, o să... Nu, pentru că noi nu știm... Sperăm să avem pentru ce să fim felicitați. Da, nu știm ce găsim. Nu știm dacă e rănită, dacă poate fi ajutată. Domnul Mlaciu, avem nevoie de dumneavoastră. Uităm frumos. Ok, ne apropiem. Domnul Mlaciu, să mă duc... Uite, uite pompierii. Ok. Pompierii ne așteaptă. Avem botniță. Oh, e asta e dacă nu. Ce să faci cu botnița la căprioară? E, ce am să ne... Dom... Mușca la căprioară? Okay. Uite și biciclistul care a văzut-o. Așa. Opa, aha, e da mai gaură. Și cum a nimerit ea acolo în gaură? E, o să vedem acum. Extraordinar. Bună ziua! Bună ziua! Ia! Bărbuceanu Roxana și Cuti Bărbuceanu. Bine că ați găsit-o. Căutam o comoară, de fapt. Să trăiți! Păi ați găsit-o. Noi suntem de la... Să știți că... Se agită cândva apropiat. Se loc se accidentează. Aoleu, sânge. Păi a sărit cu capul până în plasă. Deci sare cu capul până în grilat. E locul strâmb și nu putem să... Da, ne-ar trebui... Bun ar fi sarbacana. Ideea frumător. Din păcate... Sarbacana? Din păcate mi-a luat și până cad în... Oală. În oală, da? Deci truza noastră de tranquilizare nu avem. O să te dăm punându-i o, ceva pe cap și o să-i fac o injecție manual. Asta e situația în condiții. Nu sunt așa muzicat și nu va trebui... Păi nu, avem tranquilizant, dar nu avem sarbacana cu care să tragem. Deci trebuie să, trebuie să o sedeze... O să încercăm niște variante. Da. Păcate, e una din zilele când am luat trusa de tranquilizare la mine, că era mult mai simplu. Aveam noi sarbacana acasă. Durează prea mult. Durează mult. Oh. Nu că ăștia nu. Stai, aveți... Stai, mă, lasă restul până la asta. Nu, pregătiți. Nu, stai pe aia în cap liniștit. Nu, da, nu, are, da, sunt urme de sânge. Dar când ne vedem. Sare până sus la grilaj. Dă cu capul în grilajul ăla și se lovește de țeava aia. Panica e ce mai prea. Curios e de cât timp e asta, de cât timp stă. Dar era, cred că era absolut imposibil să o găsească cineva aici. Când ați găsit-o? Adică oricum șansele erau... Două ore. Adică, cum va veni să vă uitați în canalul ăla? Am făcut o pauză și am văzut ce e acolo. Este căprior. Da. Ei se gândea la o valiză. Dar ăsta, după ce o scoatem, ar trebui să-l acoperim. Da, trebuie acoperit neapărat. Că probabil... Nu mă, că e mare aia, mă, uite, mai pumul. Bag pumul acolo, nu mai trece niciunul. Nu mai se lovește de el. Da. Ok, sunt urme de sânge, ceea ce nu prea este. S-a lovit de țeavă, da. Care are și cornul ăla. Acum nu știa că cornul e rupt, dar nu era așa urmă. Ăla mic, cum? Ăla mic e rupt. Hai că suntem încă cu o căprioară care trebuie să fie extrasă dintr-un canal. Trebuie să nu am disperat pentru că eu nu am toate substanțele la mine. Am doar ceva de sudare ușoară, nu știu cum este ketamina. Cam asta este tot ce vine de la dumneavoastră mână de față. Dacă se dau făcut, de ce trebuie să fie. Hai să mai spun. Așteptăm. Intri pe ea, ajungi până în capăt. Nu e înainte să intri în paradis. Faci dreapta pe lângă pădure, pe lângă canalul ăla. Nu te duci tu să-l iei, că nu o să poată să intre cu mașina aici. Da, faci, deci, te
treci de Paradisul Verde, mergi tot înainte, faci stânga pe strada școlii, aia care în dreptul fostei poște, acolo unde vrei tu să... Așa, 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 n-ai treabă, mergi, mergi, mergi tot înainte și la un moment dat drumul faci la dreapta. Ce-i mă, iubitule frumosule? El nu are cum să intre cu mașina aici. Nu, mă, păi nu să... Păi da, ceva am avea de sedare ușoară, dar nu de anestezie. La sedare ușoară nu s-a mai potorit? Sau putem să-l scoatem afară? Păi da, dar am vrea să-l și căutăm un pic. Da, nu știu, cu picioarele alea dacă se întregi. Cred că putem să-l scoatem, dar... L-ați văzut? Stătea în picioare? Da, cu sare, dar nu se poate. Uh-huh. Ce, acum nu mai stă în picioare? Da. Nu, da, acum e culcat. Da? Dar mai liniștit. Ce-i mă, iubitule? Măi, sare până sus aici, până aici sus. Da. Deci stai cu capul ăsta, am bucat noi scara, și tot speram că se prinde pe scară și se iasă. Te lovea cu capul ăsta. Bine, haide să facem o chestie, vedem mai exact ce se întâmplă. Deci asta e capcana perfectă, asta trebuie neapărat să facem ceva cu el. Cookie, băgăm scara aceea sau pui? Nu, o să mă duc eu în ce facem? Ține-mi tu pic de ăsta. Vă ajut? Ține tu de ăsta, așa, o mie de la mână, să văd ce se întâmplă dacă vin cu împuneri cu peste el. S-ar putea să... Vezi, vezi că s-a ridicat. A, vrei să faci întuneric beznă și să intri tu? Da, cam așa ceva. Păi mai dau niște, mai dăm o pătură, da. Păi eu nu mai am altă pătură, că mi-a zis Ovidiu să le las, că îi ajunge asta. Nu mai avem nicio pătură mașină? Nu. Ia geaca. Da, da. Nu, ne-a fost frică să intrăm să... A, știți ce ne puteți da? O haină din asta de-a dumneavoastră. Nu, las, că mă descurc cu asta. Astea sunt mai groase. Sunt mai groase și e mult mai țapână. Da. Cu minți? Eu zic să o iei o geacă de la dânsii, că uite cât de mare e. Două secunde, ca să ajungi un pic la el. Păi da, dacă ajungeți la ea, era bine să o aveți pe dumneavoastră. Că dacă vă dă una cu cornul ăla... Nu pentru el, el vrea să pună pe căprior. El e obișnuit să o încaseze. Ar vrea să pună pe el să-l protejeze, să nu se lovească pe căprior. Nu, mi-a fost strică de corn. Da. Teapăr. Vezi că-s numai fiare acolo și... Nu, căci că nu vede pentru întuneric, trebuie să tăcem. Dau male. Care dintre ei a fost? Capriorul. Vede pentru întuneric. Nu. Serios? Da. Ok, dăm periga. Scoate el. Acum, acum. Nu de sfânt, nu contează, l-am prins. Dă-i, fă injecția. Pulpă. Nu să mă cumpăr. E vânjos. Ce curaj a avut de intrat aici, frate. Nu, dar știu cum să-l abordeze, frate. Asta e un 9 mililitru. Bun, dă-mi mie celălalt. Dă-mi 1 mililitru. Ține fundul. Uchi, ține fundul. Da, da, gata, da. E unul pe aici. E unul. Aolo, ăsta nu vede chiorul.
Lasă-mă. Așa, dați-mi toată pătura, dați-o jos. O dăm jos, da? Da, da. În câteva minute, 10 minute. Aoleu. Să nu se sufoce. Nu se sufoce. Dacă s-ar putea nu s-ar putea, nu s-ar putea, nu putem afară și... Deci noi n-aveam nicio șansă. Nu, nu. Îl lua sau îi dăm drumul? Îi dăm drumul. Dacă n-are răni... Trebuie să-l... Să-ți... Păi a... S-a lovit când pica pe asta, pe țeava asta și în grilaj. Trebuie să evalueze rănile, că dacă nu-s grave, mai bine să-i dăm drumul, că la ei stresul e foarte periculos. Dacă-s rănile grave și trebuie intervenit... Păi cred că i-a făcut doar tranquilizare, nu cred că i-a făcut sedare puternică. Așa, subțire. Deci ar trebui, da. Și oricum are antidot. A, da, e, da, poate să-l trezească, da. Îți trebuie ketamina? Nu, acum. Îmi trebuie, o trebuie la un moment dat. Acum speram să se calmeze. Ce? Ce? Și mai ce? Și la un moment dat să merg și trezim. Ai antidotul, nu? Îl are Florin. Nu, n-am fost pregătit astăzi pentru... Are Florin acolo pentru că am mâncat așa. De la ketamina și antisedan. Nu, pare lovit chiar așa rău, mă. El săracul a dat cu buza așa da, tot. Aici, se rog, da, da, da. Da, și-a spart un pic. Nu, e că să vede, să vede gura intactă. Adică nu are rând. Bă, nu și-a pus ce? Să muște? Nu, nu cred. Te duci după ketamina? Vezi că e telefonul lui Ovidiu aici, în mașină. Al lui Ovidiu. Ia lasă că îl iau eu. E și frica mare. Are mai avem niște cordițe, dacă... Da, o să-l scoatem afară. Dacă îi să-l legăm pe picioare. Vreau să se mai calmeze un pic. Poate vreți să vă dăm niște cordițe? O să facem fel de leș. În pătură. Un fel de... cum zice, ca un fel de... Îmbrăcăm, da, și încercăm să scoatem afară. Mai las 2 secunde să-și facă... Da, da, lăsați. Oricum, cât am așteptat până acum, nu mai e problemă de... Locuim în Corbeanca și ne întâlnise, încă aveam ceva de lucru. Colaborați și cu cei veterinari din zonă? Colaborați, nu? Da. Avem. Da. Avem cordeline. Da, și la un moment dat spune cineva avem cordițele, să mă ajute să le legăm de picioare, ca să nu se mai spală. Avem două, nu? Perfect. Da, una cu picioarele de față și una cu picioarele. Hai, vină cu astea în cordeline. Cu masterică? Hai ca să-l ajut pe domnul să le legi. Și nu vrei să aștepți ketamina? Cu chi a plecat deja, nu, să știi. Lasă-l așa că din contră poți să cola. Da, poți să tragi de el. Nu. Cobor jos pe ele, așa cum sunt. Două, ia două. Da. Ușor, stai. Dacă vă e frică, să știți că pot să intru eu. Nu mai acum. Ce frică? Nu mai. Că el încă n-a adormit complet. Noi ne băgăm atât, da. Nu, își rupea picioarele. Foarte bine ați făcut. Picioarele, dar dacă te lovea cu cornul, ne că nouă de asta ne-a fost teamă, că așa băgasem scara și ne uceam după el. Da. Căprioară este. E căprior? Căprior. Care băiețel, e băiețel. Care coarne. Dacă era căprioară, intram. Da. Deci fără probleme, da, intram. Coarne, n-avea, nu te lovea. Da.
Nu știți cu ce lovesc foarte tare? Da. Cu picioarele. Da. E, și dacă intram doi inși, o prindeam? Da, o prindeam, putea de să-și rupă și... picioarele. Frica la ei, adică stresul e păi foarte, nu foarte... Nu să ne rupă. Bă, ăla vânjos e, mă, mâncați aici gura ta. Deci eu nu mă gândeam că e atât de vânjos unul ăsta. Ho. Nu mă... Vezi tu că eu le asociam cu oile, cu caprele, adică alea sunt mai... Alea sunt chiar proaste. Nu sunt proaste deloc. Nu, mă refer așa ca... Sunt mai blânde, mai prostuțe, mai... Și ăia, în situații de stres... A, ce e, berbecute? Câte împunsături am luat? Noi avem berbeci. Am salvat berbecii. Și avem aici la periș pe toți, 180. Cu vasul, cu naufragiu din noiembrie. Și 180 au scăpat de gât? Da, noi am scos 254 și au rămas 180, care la noi, păi avem la periș, la o fermă închiriată. Da, păi au zis că sunt. Eu mă refeream cu prostuțe. Deci ăia, dacă se sperie de ceva... Ați avut față de oho. Față de un animal sălbatic. I-au scos din apă? Că au fost... Nu mai știu ce au făcut. Știu că după câteva luni încă se chinuiau să scoată și nu reușesc. A durat destul de mult. Știu că au curățat zona, doar că era vorba să repună vasul, să-l... În Corbeanca, da. Și uite, bă, ce să-ți bate și acum. Da, păi, dar nu i-a dat. A, oricum nu mai e așa. Toată lumea zice să acoperim groapa. Acoperim, acoperim. Să acoperim? Groapa. O groapa, să... păi avem o cracă că... mare și o băgăm. O cracă mare, o punem acolo. Cum au putut să lase așa ceva în pustie toate astea? E, și câte mai sunt? Da, nu, faceți dumneavoastră acolo, să fie în siguranță. S-a mai liniștit, a? Puțin, dar e o sedare foarte ușoară. Vine, cu chită să apară, deja... În 10 minute maxim? Da. Noi o să-l, oricum o să-l ridicăm de aici. Uh-huh. Vedem dacă putem ca să-l punem acolo. Dar s-a mai liniștit, nu? Un pic de tot. Un pic? Nu e tot mai... Nu e cel mai bun. Da, da, era bine să fie. Nu vrei să aștept să vină Cookie? Vrei să-l scoți așa că poate se zbate, îl pierdem și nu mai a pus să evaluezi rănile? Nu-ți place poziția, avem, nu? Vrei să-l coardă, pui? Coardă, dacă vrei să-l legați, să-l scutem noi cu coarda. Bă, facem un cordon în totul, da? Da. Bun. Trebuie să zic că sunt ca să băgăm asta de dosul. Ridicăm platei, da? Arca. Păi hai să aplicați-vă, mă, și voi. Păi da, mă, lasă să-l înverească și pe urmă noi îl tragem. Arca singură. Ai eu îl prind de cap și țin capul? Nu, nu se, ne punem undeva sau... Cum? Ne punem undeva să fie safe să... Nu cred că-l scapă, că oricum e transmisat. Ați găsit pagina? Asta? Nu. Oriunde, oriunde. Aia. Aia sunt. Opa. Să nu-i dați drumul, să nu-i dați drumul. Hopa, hopa. Te-ai speriat? Face un râd, mă. Din păcate n-am decât să-i dăm, să-i mă uit un pic acum la el, am văzut care niște... Nu vrei să mai aștepți ketamina, să te uiți ca lumea la răni? Cred că dacă facem o anestezie în starea în care s-ar putea să... Să... Se ducă? Am înțeles. Nu știu, tu știi care... Stănică, vină pe spate și te-ai zis în picioarele. Pe unde? Care? Pe spate aici. Are o plagă la nivelul gurii, dar nimic e extraordinar. Da? Dai seama că acum e nomolit. E deja extrem de... Da, da, da. Atunci gata. Nu cred că e bine pentru să mai așteptăm. Okay. Are un sedare, pe să fim mai amintit. I-am dat în spate drumul? Nu, acum. Și să-i dăm drumul.
dăm la o parte să nu se întâmple de scara, așa cum am dar... Păi nu, poate mai în câmp, încolo. Aveți și mie că aia, adintr-o frumoasă trânsa medicală, să-i fac ceva să se să iasă din șoc. Trânsa medicală e acolo, aia roșie. Da, da, frate, nu? Spatele da, dați asta, vă rog, în fața lui acolo, să știe, să-și ia. Trebuie luată scara de aici. Nu e ca la, chiar ca la da, frate, e zgâriat da. Un pic. Asta e. Respiră destul de ciudat, știi, cred că e dreptate. Da. Da, cât mai repede eliberat. Da. Stai să-i fac ceva de... Păi, de mult vor ei să facă un protocol de colaborare cu ISU, de să vă învețe cum să interveniți la animale sălbatice. Ei oricum, că ISU ne sună pe noi când e cât un caz. Dar pe tema unde să nu intervii, adică animalele periculoase. Nu, nu, ei vor să facă, că au făcut tot felul de cursuri de intervenție. Și în fiecare bucățică parte, da, nu asta stați un pic la cap să respire da. Bine, da. Da? Ar trebui cumva să fim protejați cu dexametazona aia, să nu... Nu, nu, stați un pic că nu vreau să mai nimic, să ne uităm să vedem să nu aibă vreo problemă medicală. Dacă nu e voie fiecare puțin în parte. Medusa, da, sunt 197 Medusa 41 pe runa. Acum, în urmă cu 3 minute, a decolat și elicopterul zbun. Bine, la copilul. Membrele din față par să fie în regulă. Avem o mică problemă la năsuc aici. Da, nu e nimic ceva care să nu se recupereze. Așa, da, de la Duhu. Așa. Betadină? Da, o să trec pe partea noastră ca să zicem să mă lovi la ochi chiar acum. S-a zgâria, dar e sub ochi. E sub ochi, da. S-a lovit când a dat capul acolo. Da. Noi am încercat să intervenim și... Da, e dragă, da, dragă, da, dragă. O să se liniștească el după ce am făcut. Eu s-ar putea o să și doarmă un pic mai mult. Dacă vine colegul, poate și facem antagonizare. Am telefonul tău la mine în buzunar. Vrei să-l sun pe Cookie să vezi cât durează? Da, da, te rog. Uite, te-a sunat și Florin. A. Stai că știi ce făceam? Băgam la tine în telefon codul telefonului meu. Ia-o vi. Nu pot că e codat. Da. La, să zic așa, al oaselor, pare că suntem în regulă. Eu sunt, ești cu Cookie? Da, măi, am luat așa de la voi, că nu pot să... În cât timp ajungeți? Întreabă-l pe Cookie. În cât timp ajungem? 3 minute. Bine, pa. Grăbiți-vă. Pa. Pa, pa. Ne-ar trebui un panou, un ceva, nu știu. Ne punem crea că nu puteți să mai bază ei să... 24, uitate că îi dăm drumul în curs. 24, două mai în curs. Da. O să venim mâine să acoperim cu ceva mai... Păst. Băgăm... Placă de metal, nu știu. Îl băgăm direct în el, așa. Așa, da. Îl băgăm care
până țime asta aici și dacă intră și pântre crăcile astea, n-avem ce să-i faci. Da. Bine, sunt multe găuri de-astea lăsate pe aici, pe câmp de incredibil. Veliște. Și câte animale ori muri așa de nu știe nimeni. Mie mi se pare absolut... Băieții ăștia s-au oprit de unul, dădea mesaje. Uh-huh. Și celălalt de plictis a văzut, ce ciufi acolo. Și s-au uitat de curiozitate să vadă ce în interior, da, ca și tehnologie, nici de cum, da, da, se gândeau ei. Și au văzut... Incredibil. Dar oricum, animalul sălbatic e mai micuț ca talie față de cel care e crescut la grădina zoologică. Normal. Eu când l-am văzut coarnele alea, zic, băi, zic, ăsta are ceva. Nu e chiar mic. Dar unul l-are rupt. Nu are nicio importanță. Nu, l-a avut și înainte, uh-huh, și era cam așa crescut. Uh-huh. Și apoi am văzut acum și l-a rupt iar. Fiind crud. Uh-huh. Are, asta nu contează. Aia, crește altul. Auzi, Ovi, poate dacă ai și o, ceva ivermectină să-i facem și o, dacă tot? Mhm. Săracul tot rău spre bine, acum îi face și tratament. Da. De te pare să-i auzi, că vine. Vine. Face și de parazitare, face tot. Păi da, dacă tot e în situația asta, când în care nu poate riposta. Erau deja patru pe partea aia. Am venit pe urmă, erau pe aici, iarăși. Probabil el a strigat. Da, da, da. Făcea, făcea destul de urât. Dara? Îl trezește și dă drumul, că nu, nu pare nimic rupt, picioarele sunt întregi. E un pic, da, e un pic zgâriat sub ochi, dar nimic. Cât s-a zbătut și un pic la bot, dar e, nu e... L-am... A, puțin. A sângerat. Hai să luăm tot ce este aici. În 3 minute trebuie să dăm drumul. Să iei, vezi că e un aparat acolo și o stație a domnilor. Îl punem aici, în groapă. Să știi că eu n-am făcut nicio poză. Zic că eu n-am făcut nicio poză. Am vrut să fac, dar n-am atâtea mâini. Nu, să fac... Încolo. Da, asta nu mai aici a crezut? Da. Avem toate membre date la o parte, adică sunt desfăcute. Da. Ok. Aici să nu dau aici. Dăm, dați dumneavoastră drumul la picioare, eu o să dau la o parte. Asta e două secunde la trei, da? Da, da, un pic mai înspre mine, că el s-ar putea să se sperie, să nu schimbe direcția. Am zis că așa o să facă. A dus pe când? Îl vedeți? L-am ratat. Uite. S-a dus, nu mai vedeți. A trecut curba. Da, încă pe picioare, da? Da. Da, până. Ca se vede, gata, s-a oprit acum. Mai vezi? Îl vedeți? Se vede, îl văd. Chiar acum e în curbă. Dar mergea ușor mai. Ia teleul repede. În curbă. Cică. Uite, cred că s-a... Da. Mai vezi? Să acoperim asta pe viitor. Face crata aia, nu?
Îl vezi? Ce a fugit cu canalul ăsta? Da, direct peste cuchi s-a dus. Poate că s-a dus, da? Da, a luat. Tu nu mai vezi? De ce nu-i fi luat teleul meu? Îl vedeai sigur. Gata. Aș vrea să vă felicit și pe voi și pe voi. Păi, da, că ați venit 4 km sau 5 km pe jos și că ați făcut tot ce era posibil. Meritați toate felicitările din lume și voi la fel. Da. Da, toată lumea a fost în afară de noi care n-am venit pregătiți. Cum ar fi trebuit? Hai să așteptăm, hai să așteptăm. Gata, închei live-ul. Închidem gaura, dar mai țin live-ul pornit. Închidem temporar, că probabil că o să găsim zilele astea o soluție mai bună. Da, dați eu și pe cealaltă și puneți-o aici lângă. Așa. Aproape imposibil să mai intre. Acum da, dar ăsta la un moment dat o să putrezească, o să se rupe da, și gaura. Deci trebuie ceva totuși mai, un grilaj. Un... A fost, dar cine l-a fi tăiat? Să... L-au furat. Cine? Păi da. Acum haideți să vă... ne organizăm să vă duc cu mașina acolo. Da, păi pe praguri, păi ce nu... Bă, și cu scara cum faci? Măcar scara, cu... Puteți să nu o luați? Și să putem mutura? Normal că ducem pompierii până la mașină. Ia uite, ne scriu oamenii, duce și pompierii. Au venit 4 sau 5 km pe jos. Am acoperit gaura cu ce am avut la... îndemână, dar promitem să revenim să punem ceva mai durabil, un grilaj sau un capac sau ceva. Dar în clipa asta nu mai poate să cadă nimeni în gaura asta. Dacă este o urgență și o răspuns, să sune pe Mirela. Cu chiar telefonul Mirelei. O să-ți dau